salut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare. Luni, 7 aprilie 2014, s-au împlinit 60 de ani de la nașterea eroului național Ion Aldea Teodorovici. Cu acest prilej, în incinta sălii mari a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, a avut loc un concert cu titlul Tu chip al dragostei. Văd că ai o vârstă destul de fragedă. Vreau să te întreb, de fapt, ce ar însemna pentru tine acest concert? Acest concert, cred că pentru noi toți ar trebui să însemne conștiința națională, să apreciem valorile neamului nostru, cântecul și melodia de calitate și îndemn tot tineretul din ziua de azi să le asculte și să mai lasă melodiile foarte moderne și să mai asculte ceva de suflet. Evenimentul a reunit în scenă artiști celebri din Republica Moldova, printre care și Cristofor Aldea Teodorovici. Pentru mine mereu a fost o, o mândrie de faptul că am avut așa un tată și pentru mine mereu el este lângă mine, așa că pot să spun că e un tată extraordinar. Mi-a părut rău de faptul că în ultimii ani chiar devenisem prieteni foarte buni și chiar mi-a lipsit comunicarea cu el la un anumit nivel, după ce nu a mai fost. Dar totuși încerc să găsesc limba comună, măcar prin intermediul muzicii cu el și cu maică mea. Peste vatra iubii pe mormânt, lângă vatra ta de piatră ninsă, într-un nemaipomenit frământ. Noi continuăm să aducem aminte oamenilor, ca să mai audă muzica, ca să știe și tineretul care apare, copiii care cresc, să nu dea uitării acestor două personalități și să țină minte piesele și să le ducă mai departe din generație în generație, pentru că cred că asta e rolul oamenilor care rămân pe pământ atunci când cineva pleacă dintre noi. Împreună cu soția sa, Doina Marin, Ion Aldea Teodorovici a militat pentru reîntregirea națiunii românești, optând pentru revenirea la limba română și la grafia latină. Soții Ion și Doina Aldea Teodorovici sunt primii care în anii 90 au cântat despre limba română, unitatea națională a românilor și simbolurile noastre naționale. Dacă e să fiu sincer, mereu le-am spus oamenilor să nu primească moartea lui Ion și Doina și muzica lor ca pe o dramă a neamului nostru, ci trebuie să o primească mereu ca pe un imbold spre noi culmi ale curajului și ale dragostei de neam, a mândriei noastre naționale și a românismului. Și de aceea e un mare noroc pentru noi că am avut așa un compozitor și l-avem. Soții Aldea Teodorovici au decedat în urma unui accident rutier produs în noaptea de 29 spre 30 octombrie în 1992. Moartea celor doi a fost precepută ca o tragedie națională. Autoritățile nu au investigat cazul, catalogându-l drept un nefericit accident. Ce crește feciori și fecioare.